Și ne-am întors live. Suntem aici cu voi, prezenți. Cred că ceva nu e în regulă. Ups. Da. Right. Ne-am întors. Așa, ne-am întors. Ok. Vă aștept să-mi spuneți ce mai cântăm. O să încep, bineînțeles, cu Volare, pentru că am zis că o să-l cânt și nu l-am cântat. M-a scos afară Facebook-ul, n-am ce să fac. La un anume moment îmi zice că trebuie să ori să continui, ori să întrerup, dar el de fapt mă întrerupe și atunci e pa. Alright. Haideți să dăm mai departe Volare. Dar în timpul în care când vă rog, scrieți-mi ce piese mai vreți. Eu nu înțeleg dacă suntem live sau nu. Ok, live. Deci lumea este aici. Ok, adunată. Bun. 10 oameni adunați. Hai să vedem ce facem ca să fie bine. Să dau un refresh ca să mă și văd dacă sunt aici live cu voi sau nu. Gata, am venit cu toții, cu toți copiii. Suntem aici. Dăm drumul la piesă. Volare! Hai, volare! Hai, volare! Vine! Pienso que un sueño perecido no volverá más y me pintaba las manos la cara de azul y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo volar el cielo infinito. Felice, mi quattro.
Ok. Mai departe. Îmi ziceți voi ce urmează. Diana Ion, sună frumos. Julien, felicitări. Felicitări, felicitări că sunteți aici cu mine. Amor. Bravo, Monica. Nu este o piesă așa extraordinar de solicitantă, dar este frumoasă, aș putea să spun. Și o cânt cu drag. Voi merge la zi. Eu o cânt. Acum să nu, este o piesă românească pe care eu o iubesc foarte mult. De multe ori întâlnesc oameni care nu își mai aduc aminte de această piesă a lui Gabriel Dorobanțu, pe care eu cânt cu mult drag, îl iubesc foarte mult și pe Gabriel, pentru felul lui de a cânta. Cum să nu? Yeah.
Alright. Cine a făcut orchestrația? Da, Crazy Little Thing, Crazy Little Thing, Monica. Cine a mai zis Crazy Little Thing? Monica. Cât am iubit Ileana și Poteanu, din păcate nu am în repertoriu. Dar cum ți-a venit ideea să faci muzică live, mă întreabă Puiu, cel care face live-uri ca un DJ și primește lumea în intimitatea lui, mă întreabă pe mine, cine te-a inspirat? DJ Puiu. M-a inspirat foarte mult. Îți mulțumesc, Puiu, pentru ideea pe care mi-ai dat-o. Monica, Crazy Little Thing Called Love is Coming. Oh, iartă-mă, trece timpul și n-am vrea să ajungem la ora 9 și să nu cântăm tot ce vrei tu. Crazy Little Thing Called Love is Coming. All right. Come on out. This thing. It's a really crazy little thing for all of us, I mean. Ok, Aurel, mulțumesc. Ți-am dat un inel. Marlena Ancuța, te rog să îmi dai voie să pun pe următoarea listă, ți-am dat un inel. Ah, Monica. Da, tu scoți ce e mai bun din mine, Monica, în seara asta. Fragile. Și asta este o piesă pe care o iubesc foarte mult, pentru că într-adevăr cu toții suntem niște ființe foarte fragile.
și avem nevoie de atât de multă iubire încât ar trebui să ne gândim de 100 de ori câtă iubire avem de dat și cui o dăm și de ce încă o mai păstrăm în noi și nu o dăm și celorlalți. Cu toții suntem un Dumnezeu cu toții. Dumnezeu este în noi toți și atunci El trebuie să se manifeste așa cum mă manifest eu. Poate par un nebun, poate par un descreierat, poate lumea mă condamnă pentru că eu acum când fetița mea nu mai este, dar eu de fapt eliberând-o pe ea, m-am eliberat și pe mine și mă simt un om liber și mă bucur, nu am decât să mă bucur pentru ea. All right, fragile. Daniela, te salut și eu din Antwerpen. Bruxelles e puțin mai încolo. Guantanamera, da, Monica.
Guantanamera. Guantanamera. Imediat să o găsesc. Dăm voie să o găsesc. Am găsit-o și dăm drumul. Și după asta cred că o să fac pauză că... Dragii mei, cânt absolut superb. Eu mulțumesc. Fac o pauză, nu fac pauză mare, nu mai fac nicio pauză mare. Întrerup puțin și intru din nou, pentru că mi-e teamă că Facebook-ul o să mă oprească și o să iar ne trezim la jumătatea pieselor că s-a întrerupt și nu știu ce. Deci, revin în 3 secunde, 4 secunde, suntem aici, ok?